Și sunt oameni care n-au nicio specializare în domeniu. Toți au sărit. Și sigur, pe bună, e normală dezbaterea. Au sărit. Domne, sunt bani în plus, 160 de milioane la biserici. Păi să se uite ce înseamnă ăștia 10% la transport, la personal, la personalul din Ministerul Transportului, 10% în plus. 9,4%. În condiții în care aparatul este artificial. Păi și este împănat cu oameni care nu fac nimic. Nu știu dacă mai sunt acolo 30% specialiști și sunt înghițiți de pleiada de oameni puși politic în funcție. Și mă întreb acum, apropo de ce ați ridicat mai devreme, cum poate să lucreze un guvern tehnocrat cu niște structuri politizate 100% la nivelul ministerelor, la nivelul autorităților din subordinea ministerelor, la nivelul direcțiilor de specialitate? Dar știm că ei nu pot fi schimbați peste noapte. Nu pot fi schimbați peste noapte, dar cum poate lucra? Informație trebuie să vină și din interiorul acestor structuri. Ori nu o să vină de acolo, pentru că n-au nici interes de aceste informații. Vom rămâne cu o legislație proastă. Eu nu simt că se vor face modificări legislative cerute de altfel de contextul economic social în care ne aflăm în 2016. Și ăsta e cel mai grav lucru, cu pentru că mai pierdem un an. Nu se vor face pe de-o parte, pentru că actualii miniștri și secretari de stat vor fi mâncați și săpați de cei care să demonstreze politizează că nu e o soluție tehnocrație. Evident. Și pe de altă parte, pentru că nu cred că vor avea curajul. Trebuie să demonteze niște sisteme de tip mafiot. Bugetul nu dovedește că sunt foarte curajoși. Trebuie să demonteze sisteme de tip mafiot. Aici trebuie să fii cu pumnul, cu pieptul în față. Spuneam înainte de emisiune, trebuie să fii mercenar. Un tehnocrat înseamnă mercenar. Ai obiectivul, ai criteriile de performanță, te duci ca bolovanul înainte, ți-ai atins obiectivul. Asta trebuie să fii. Nu ai voie să stai stânga-dreapta, să asculți deci la X, la Y, la Z. Deci o dovadă și în comentariu. Da?